Ok, gata. Am scos volanta. Așa. Și acum vom desface capacul de la cilindru, o să-l curățăm un pic înainte. Desfacem și aprinderea. Să o mutăm pe cilindru cel nou. O să-l curățăm puțin și putem să-i desfacem capacul, să montăm cilindrul și cu pistonul cel nou. Ok, desfacem cele patru șuruburi de la capacul, de la cilindru. Ok, după ce am desfăcut, așa, desfacem ușor capacul, scoatem pistonul, ambilajul cu pistonul. Wow, uitați, este terminat. La fel și cilindrul. Ok, o să desfacem siguranțele ca să putem să scoatem bolțul de la piston, să-l desfacem de pe bielă și să montăm pe setul nou. Ok, o să începem reasamblarea motorului. Avem aici setul nou, segmentul, bolțul, pistonul, siguranțele. Așa, setul nou o să-l dăm cu mastic. Vă recomand să folosiți un mastic de calitate, să nu faceți economie la mastic, deoarece dacă nu se lipește bine, acesta neavând garnituri, posibil să tragă aer fals și să aveți probleme. Și după cum observați, nu este ușor să desfaci motorul, aveți destul de muncă. Deci folosiți un mastic de calitate și puneți cât să fie suficient, nici foarte mult, dar nici nu vă zgârciți. O să punem mastic pe cilindru. Ok, după ce am dat cilindru cu mastic și capacul, capacul să-l curățați bine deoarece este ulei și e posibil să nu facă priză cum trebuie masticul. Așa, o să punem o siguranță la piston. Apoi o să băgăm pistonul pe ambielaj. Ok, o să punem o siguranță la piston. La pistonul acesta care are decât un scop pentru a desface siguranța, decât pe o parte, pe partea cealaltă nu, putem să punem siguranța cu închiderea ori într-o parte, ori în cealaltă. Așa, o să punem siguranța. Ok, acum o să punem pistonul pe ambielaj. Să fiți foarte atenți să țineți cont de modul în care îl puneți. Deci aici vine volanta, în partea asta este aprinderea, deci ambielajul o să vină băgat așa. Pistonul trebuie cu săgeata către evacuare, către tobă. Deci pistonul trebuie în sensul acesta pus. Ok, o să ținem cont așa. Băgăm bolțul. După ce am băgat siguranțele, așa, o să ungem cilindrul și pistonul cu un ulei de amestec. Așa, inclusiv canalul de la segment. Așa. Okay, o să punem segmentul pe piston. Așa. Apoi o să băgăm pistonul pe cilindru, deci cu săgeata către evacuare.
La modelul acesta intră foarte ușor. Putem să ne ajutăm de o șurubeniță un pic pentru a băga pistonul. Atenție să nu zgâriați cilindrul. Ok, după ce am băgat pistonul, învârtim o dată ambielajul pentru a fi sigur că am băgat cum trebuie segmentul să nu agățe. Și apoi punem capacul și îl strângem cu cele 4 șuruburi de fixare. Strâns bine cele 4 șuruburi, mai învârtim o dată să vedem că totul este în regulă. Trebuie să se învârtă ușor, totul este în regulă. Așa o să continuăm ansamblarea, o să punem galeria de admisie. Așa, furtunul de impuls, punem la locul lor. Așa, volanta, ne uităm la pană să fie pană, trebuie, ok, șaiba. Piulița, mutăm blocatorul pentru a bloca pistonul. Strângem volanta. Ok, putem să montăm și bobina, aprinderea. Așa, pe cilindru, prezervativ. Ok, o să montăm aprinderea. Să folosim o coală de hârtie împăturită pentru a fixa distanța între bobină și volantă. Așa. Fixăm pe poziție. Ok, după ce am fixat-o, scoatem hârtia. Așa, o să fixăm motorul pe carter. Așa. Prindem cele 4 șuruburi. Ok, după ce am strâns cele 4 șuruburi, mergem mai departe cu ansamblarea. Punem pompa de ulei, aceasta o curățăm înainte. Uitați ce am găsit în ea. Ok, montăm pompa de ulei la loc. Cu grijă, trebuie să o băgăm înapoi pe canalul ei. Ok, o fixăm cu cele două șuruburi. Ok, după ce am fixat-o, continuăm ansamblarea, punem șaiba dinainte de ambreiaj, apoi ambreiajul, voilà, ok, saboții, deci saboții se filetează în sens invers, ok, și strângem. S-a blocat pistonul. De ajuns. Ok. Așa. O să montăm rezervorul la loc pe carter. Mare atenție. Furtunul acesta să nu cumva să-l strangulați.
Dacă nu îl băgați bine pe gaură, riscați să-l strangulați, să montați tot ansamblu și apoi să vă treziți că nu vă vine benzina și să nu știți din ce cauză. Deci mare atenție când băgați acest furtun. Să-l puneți cum trebuie, să nu-l strangulați. Ok, îl punem cu grijă. Deci mare atenție când îl fixăm. Am spus, urmăriți foarte bine pe aici, să nu cumva să stranguleze furtunul. Okay. Așa. Așa, tot este în regulă. Așa, să-l punem și în partea din față. Gata. Verificăm odată furtunul să fie în regulă. Da, este în regulă, să și vede. Eventual, ca să fiți siguri, dacă nu aveți certitudine, mai bine suflați pe el să vedeți să nu cumva să se stranguleze și să formeze vid. După ce l-am pus pe poziție, îl fixăm cu șurubul acesta din lateral. Da, pe aici, dacă vă uitați cu atenție, se vede unde trebuie să fie fixat. Ok, fixăm șurubul la loc. Gata. Ok. Ok, mai departe o să punem adaptorul de la carburator. Cu grijă trebuie pus ca să intre pe furtunelul de la de impuls și pe galeria de admisie. Ok. A intrat pe furtunelul de impuls. Acum trebuie să intre și pe galeria de admisie. Prezervativ. Ok. După ce l-am băgat bine pe poziție, îl fixăm cu cele două horșuruburi. Ok, după ce l-am fixat cum trebuie, putem să continuăm ansamblarea. O să punem carburatorul, această protecție aici. Ok, fixăm carburatorul. Punem furtunașul la locul lui. Așa, conectăm la carburator. Carburatorul aici. Așa, șocul la locul lui. Tăblița de fixare a carburatorului. Fixăm carburatorul, cele două șuruburi. Ok, strângem pe poziție. Ok, acum fixăm tablița cu ajutorul celor două horșuruburi. Mare atenție la horșurubul din stânga, trebuie prins și contactul de firul de oprit de la bobină, trebuie prins aici, să nu uitați că apoi nu o să mai funcționeze butonul de oprit. Ok, după ce am strâns bine, ne mutăm pe partea de la volantă, o să punem demarorul la locul lui. Acesta are un plastic, punem și acest plastic de răcire, îl fixăm la locul lui, așa, punem plasticul de deasupra la volantă, așa, apoi demarorul, prindem, ok.
și îl fixăm de 4 șuruburi. Ok, am fixat și demarorul. E în regulă. Așa, o să prindem eșapamentul. Așa. Ok, fixăm eșapamentul, apoi venim cu partea a doua eșapamentului. Ok, fixăm eșapamentul, o să punem și la acesta o piuliță, așa, terminăm cu filtrul de aer. Fixăm și plasticul de la filtrul de aer, cele două piulițe. Okay, fixăm plasticul. Așa. Fixăm și filtrul de aer. Cele două șuruburi. Ok, uităm pe partea de la lamă, așa, punem lanțul, ok, la lamă, okay, capacul de la ambreiaj. Piulițe. Așa, să-i facem prima pornire, tragem șocul, dăm câteva sfori până se amorsează. Ok, împingem șocul. Ok, totul este în regulă acum. O să luăm și o compresie și apoi o să o lăsăm să meargă un plin de benzină cu un amestec mai bogat de ulei pentru a se face rodajul la cilindru. Ok, am înfiletat ceasul de măsurat compresia. Așa, accelerația să fie la maxim. Avem 7 compresia, foarte bun. Și acum o să o lăsăm la rodaj. Cam asta a fost.